Municipalitatea din Hunedoara se pregătește să înceapă în acest an derularea a 4 proiecte de care va beneficia întreaga comunitate, iar un al 5-lea de același gen este aproape de finalizare. Pentru 2 dintre ele, respectiv construirea unei capele și modernizarea pieței Obor, au și început deja procedurile legale care trebuie îndeplinite înainte de demararea propriu-zisă a lucrărilor. Vrem să construim o capelă nouță în curtea cimitirului de la Valea Seacă, să rebranduim tot ce există acolo, locuri de veci, gard, împrejmuire, iluminat public, absolut tot. De asemenea, intenționăm să modernizăm piața Obor. Piața Obor, am avut și o discuție cu Consiliul Județean, știți, Consiliul Județean și-a format deja o regulă de a investi în fiecare localitate într-un parteneriat și am spus da, noul parteneriat, după Casa de Cultură care va fi finalizată în câteva săptămâni de zile, solicităm sprijin pentru rebranduire, pentru modernizare, pentru a avea o altfel de piață. Trebuie să faci un comerț civilizat, piața Obor este construită în anii 60-70 și nu e ok ce e acolo. Și ne gândim și la asta. Până la urmă, piața reprezintă pentru noi, este molul hunedorenilor, toată lumea merge la piață. De asemenea, primarul Hunedoarei, Dan Băbuțanu, a anunțat că va reabilita și bazinul de not acoperit, dar și că în câteva săptămâni Casa de Cultură va fi redeschisă publicului după o pauză îndelungată. Intenționăm să modernizăm bazinul de not, bazinul de not de la Hunedoara, care și el a fost depus cu piața Obor și alte proiecte la Compania Națională de Investiții, n-am primit niciun răspuns, trebuie să încercăm pe forțe proprii, pentru că n-ai nicio scuză, ești în centrul orașului, sunt 3 obiective deosebit de importante de care beneficiază toți hunedorenii. Piața Obor, bazinul de not și capela de la Valea Seacă. Nu în ultimul rând, Dan Băbuțanu a prezentat și stadiul la care s-a ajuns cu documentația pentru construirea unui nou stadion în oraș, operațiunile fiind în grafic. Pe lângă aceste 3 proiecte foarte importante, al 4-lea, nu știu dacă este primul, vin în cap acum, este stadionul de la Hunedoara. Am primit primele imagini ale studiului de fezabilitate, știi cum va arăta, știm ce înseamnă magazinele, vestiarele, sălile de forță, de antidoping, conferința de presă, restaurantul, locurile de cazare pentru sportivi. Avem toată modern. Imaginea de ansamblu, am avut o întâlnire cu ei săptămâna trecută, vineri, ne-am întâlnit cu proiectanții la Hunedoara, de unde bate soarele, câte locuri, ticketing-ul și așa mai departe. De asemenea, Municipalitatea din Hunedoara a mai depus peste 70 de proiecte de modernizare pe Programul Național de Investiții Angel Saligny și alte aproximativ 40 pentru finanțare europeană, acestea fiind în așteptarea aprobării.